venit la Gala Susținătorilor Vieții, dedicată tuturor instituțiilor, organizațiilor și tuturor voluntarilor care au sprijinit Marșul pentru Viață unic din prima secundă și Luna pentru Viață 2019 în București. În prima parte a evenimentului nostru, îi veți cunoaște pe mulți dintre aceștia. În a doua parte a galei, începând, sper, cu ora 19:30, va avea loc premiera piesei de teatru Pro Viață în loc de discurs, cu actrița Ioana Picoș și cu Mădălina Claudia Dănilă la pian. Textul și regia spectacolului îi aparțin Ivonei Voitan. Începem cu imnul pentru viață, interpretat de Dumitrița Simiță, pe care o invit pe scenă. Că mă porți în altă pânte, din prima secundă am sperat că voi fi un frumos cântec pe care îl vei fredona. În fiecare zi în viața ta, dragă mamă, îți mulțumesc, mi-ai dat șansa să trăiesc și m-ai considerat mereu unic din prima secundă, cadoul tău. Și chiar dacă ți-a fost greu, nu ai renunțat la mine, speranța ai avut mereu că într-o zi va fi mai bine, așa că tu m-ai născut. Și astăzi sunt pe acest pământ, dragă mamă, îți mulțumesc, mi-ai dat șansa să trăiesc și m-ai considerat mereu unic din prima secundă. Dragă mamă, îți mulțumesc, mi-ai dat șansa să trăiesc și m-ai considerat mereu unic din prima secundă, cadoul tău. Mulțumim, Dumitrița, mulțumesc! Și ca să rămânem în atmosfera Lunii pentru Viață, vă invit să urmărim cel mai frumos reportaj despre Marșul pentru Viață, realizat de Raluca Mihalache de la Trinitas TV. De noi depinde să schimbăm aceste statistici. Și dacă vă gândiți că e greu și dacă vă gândiți că nu aveți cum să ajutați, e bine, o să vă spun o poveste. Acum 10 ani, Alexandra, o tânără de liceu în clasa 10-a, a primit un mail la organizația din care făcea parte, ea făcea voluntariat. Era un mail de la o tânără de 25 de ani, aflat într-o criză de sarcină. De fapt, acea tânără avea nevoie de o vorbă bună, iar o vorbă bună, câteodată, face diferența dintre viață și moarte. Cele 2500 de persoane care au participat astăzi la Marșul pentru Viață din Capitală au înțeles acest lucru. Cu pancarte pro-viață, cu baloane și cu multă voie bună, și-au dat întâlnire în Parcul Unirii ca să susțină cel mai firesc lucru, viața. Păi tu sporți inima pe față. Da. Susțin drepturile copiilor de născuți. Sunt de acord să încurajăm cât mai mult oamenii să păstreze copilașii. De la mic la mare, din București, dar și din alte orașe, toată lumea este pro-viață. Dar ce vârstă are participantul acesta foarte important la marș? 6 săptămâni. Cui îi spui mulțumesc pentru viață? Cu Dumnezeu. Și mamei tale. Și mamei, și bunicii, și străbunicii, și tatălui. Ați cunoscut până acum vreo femeie aflată într-o criză de sarcină de-a lungul vieții? Am avut nevoie să merg în viață, să nu am niciun doi copii. Îți mulțumesc, mamă, pentru viață. Este al treilea an în care venim.
Este a noua ediție a evenimentului care a fost organizat anul acesta în peste 600 de localități din România și Republica Moldova. Am întâlnit și întâlnesc din ce mai mulți oameni care înțeleg aceste aspecte, care înțeleg necesitatea de sprijin în viață, care află informații, aleg viața la rândul lor și se implică, se deschide între noi, încep proiecte noi de sprijin pentru viață și lucrul ăsta e cel mai important. Alexandra Nadane, cea care a pus bazele marșului, dar și a Asociației Studenți pentru Viață, a predat ștafeta Elizei, actuala președintă a asociației. O femeie aflată la criză de sarcină, cred că prima dată se gândește că ce pot face acești studenți pentru mine, că sunt niște studenți, eu poate am nevoie de pampers, de pătuți. Exact, noi prima dată ne întâlnim, mobilizăm cât mai mulți voluntari și ei când află, discută cu ea, se întâlnesc și povestesc cu ea și după aceea, văzând dificultățile concrete, o îndrumă spre centrul Sfânta Alexandra, unde ea va primi și pampers și materiale și va... îi se vor acoperi consultațiile, totul se rezolvă, totul va fi bine. Acesta este mesajul. Din Parcul Unirii, participanții au mers către Parcul Tineretului la concertul Live for Life, prezentat de actrița Ioana Picoș-Făgădaru, care a pregătit un moment emoționant pentru mama ei. Extrem de emoționată pentru că a fost o surpriză, cum îi place ei să-mi facă. Știam că va plânge, de asta nici nu m-am uitat prea mult la mama pentru că aș fi început și eu să plâng. Mama, cel mai iubit cuvânt din lume. Fiecare copil merită dragostea unei mame. Pe scenă au urcat personalități care au ales viața și au primit cel mai mare dar, copiii. Doctorul că sunt însărcinată în aproape 4 luni. Și mai aveam 3 zile și după aceea intram în ilegalitate. Sunt niște cuvinte pe care nu am să numim niciodată. Mi s-a dat să aleg și atunci am ales să o nasc pe Gloria. Mi-am și pus numele Gloria Baravancea. Mi-am schimbat viața categoric. Am 2 copii minunați. Am experimentat lucrul ăsta. O femeie care se îndoiește sau care are temerile alea, pentru că este o responsabilitate când naști un copil, nu e pentru 6-8-10 luni, e pentru până la sfârșitul vieții. Și responsabilitatea asta este uriașă și atunci doar trebuie să simtă că cineva e lângă ea, că cineva împărtășește teama și că o încurajează și se salvează multă viață așa. Cerem toți mine, în fiecare zi, mai mici sau mai mari, de la loc de parcare liber, da? La sănătate pentru cei dragi. Și totuși, când vine vorba de o sarcină neașteptată, reacționăm contradictoriu. Tocmai când ai parte de cea mai mare minune a vieții. Da, nu e vorba decât să ne amintim unii altora ce să ne luăm. Și pentru că vorbim despre minuni, vom mai face cunoștință cu una. Este minunea mea! Minune de la Dumnezeu, da? Te-ai fost un dar! La eveniment a participat și Cătălin Ivan, gazda primei ediții a evenimentului Babies Go to the European Parliament, care a venit alături de soția și de cele 3 fetițe ale lor. Dar totuși, ce caută bebelușii la Parlamentul European? Să tragă un semnal de alarmă, să spună că în lumea în care trăim, bebelușii nu sunt susținuți, copiii nenăscuți nu sunt susținuți, mamele care au criză de sarcină, care trec într-un moment dificil și care trebuie să ia decizii de un dramatism greu de imaginat, nu au niciun sprijin din partea nimănui. Copiii au venit la Parlamentul European ca să ridice această problemă și să le spună celor de acolo că de acum încolo această temă va fi o temă prioritară în Europa. Raluca Blejușcă a compus o melodie special pentru Marșul pentru Viață. Raluca, este componentă unei formații de succes, are 5 copii, a studiat asistența socială, iar lucrarea ei de disertație a fost una pro-viață. Nu știu dacă am voie să spun sau nu, mama mamei mele, la un moment dat hotărâse să meargă să facă o întrerupere de sarcină cu mama mea. Dar atunci când era pe holul acela la ginecologie, a simțit cum un înger îi bate aici în partea dreaptă, îi strigă ceva și a spus să nu renunți la copilul acesta pentru că el va fi sprijinul tău la bătrânețe. Și mama mamei mele a plecat de la ginecologie.
a fugit cumva din salon și a luat hotărârea să nu renunțe la copil. Deci dacă bunica mea nu a renunțat la mama mea și eu sunt astăzi aici pentru că s-a întâmplat minunea respectivă. Povestea ei o veți afla miercuri aceasta de la 18.30 la emisiunea Secvențe Trinitas. Și pentru că v-am amintit de această emisiune, am mai avut astăzi parte de o surpriză. Ne-am revăzut cu Alina Buzea, realizator Secvențe Trinitas, care a venit însoțită de cei doi copii ai ei, Nicolae și Matei. Secvențe Trinitas este proverb. Eu zic că nu ar fi trebuit să fii surpriză, pentru că dacă este pentru viață, suntem și noi aici. Suntem unici din prima secundă, iubim viața, iar faptul că noi suntem în viață este primul și cred că un motiv suficient ca să fim aici. Așadar, susțineți viața. Fiți alături de femeile aflate într-o criză de sarcină. De noi depinde să schimbăm statisticile, să exprimăm dragostea pentru fiecare dintre copiii nenăscuți. Așa a fost la Marșul pentru Viață Unic din prima secundă, desfășurat săptămâna trecută la București. S-au întâmplat cu acest prilej, dar și în întreaga lună pentru viață, multe lucruri de excepție. Eliza, Alexandra, care au fost acestea? Bună, așa. Bună tuturor! Vă mulțumesc în primul rând că sunteți cu toții aici. Eu de obicei am și emoții și am și un discurs făcut. Acum am emoții, dar n-am discurs. Dar știu de când a început Luna pentru Viață ce vreau să vă transmit și ce îmi doream să vă transmit atunci când aveam să vă văd pe toți. Și sunt mulțumiri. Mulțumiri foarte, foarte sincere. De la începutul lunii și până acum am fost cu toții o comunitate. Și dacă ceva s-a schimbat și ceva se schimbă de la an la an, este comunitatea aceasta care crește incredibil de mult. Pentru mine este prima dată când mă aflu în poziția de a mulțumi. Până acum eram, cum numesc eu, micul chinez fericit, care era un voluntar micuț undeva și lucra. Dar de data aceasta pot să mă bucur atât de mult că pot să vă mulțumesc împreună cu Alexandra pentru toate lucrurile minunate pe care le-ați făcut. Să-i mulțumesc Patriarhiei Române, să mulțumesc tuturor celor care au scris despre noi, au făcut materiale despre noi, ne-au fotografiat, au vorbit de noi, dar și tuturor celor care la nivel mic, acolo în comunitățile lor, acolo unde își desfășoară viața în fiecare zi, au dus mai departe acest mesaj, că viața contează, că noi putem face o schimbare. S-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri, am avut un număr extrem de mare de participanți la fiecare activitate, dar mai ales la Crossul pentru Viață, iar la Marș s-a simțit anul acesta un gând atât de frumos și de pașnic. Ați văzut cât de frumoși am fost toți împreună, cât de legați, cât de uniți am fost, cât de disciplinați. A fost deosebit. Și mesajul meu este acela să rămânem împreună, să rămânem la fel de frumoși împreună, să continuăm. Nu numai la anul. Luna pentru Viață este o lună în care facem multe exerciții ca să ne încălzim. Dar continuăm în aprilie, continuăm în mai să ne implicăm în fiecare zi. Și chiar astăzi am aflat de la o voluntară că a apărut o criză de sarcină. Așa este. În fiecare zi apare cineva pe care poți să-l sprijini și poți fi acolo și să faci o schimbare. Este incredibil. S-a terminat Luna pentru Viață, dar putem continua, suntem încă împreună. Așa că îndemnul meu este implicați-vă. Acolo unde sunteți, faceți extrem de multe lucruri folositoare și dacă spuneți un da vieții și spuneți da, sunt alături de tine, totul va fi mult mai bine și vă mulțumesc din tot sufletul. Cu adevărat, vă mulțumesc din tot sufletul. Mulțumim, Eliza! Bună seara tuturor! În 2019, Marșul pentru Viață a unit românii din 607 localități din România și Republica Moldova, de la Zimnicea până în Republica Moldova, de la San Nicolae Mare până la Vaslui, Baia Mare și absolut în toate colțurile României și ale Republicii Moldova, Marșul pentru Viață a unit zeci de mii de oameni, poate sute de mii de oameni care au spus clar un da vieții, un da sprijinirii femeilor în criză de sarcină și lucrul acesta a fost extraordinar.
Știți foarte bine, noi promovăm deschiderea în cât mai multe județe, ca câte unui centru de sprijin pentru femeile în criză de sarcină și m-am bucurat să văd că pe 27 martie la Hârja, în județul Bacău, s-a deschis un nou centru care ajută femeile în criză de sarcină. La Baia Mare s-a început deschiderea unui nou centru, sunt și alte locuri din țară. Iar dincolo de asta, Marșul pentru Viață și Luna pentru Viață sunt cam cele mai ample evenimente sociale din România și Republica Moldova și ele sunt un punct de interes nu doar pentru cei care sunt interesați direct de problematica pentru viață, ci de orice persoană, indiferent de instituția sau de locul în care lucrează, care este preocupat și direct interesat de tot ceea ce înseamnă sprijinirea românilor de pretutindeni. De exemplu, știu niște bucureșteni care, în urma Marșului pentru Viață, văzând câți români s-au unit sub acest mesaj, le-a venit ideea să-și dezvolte proiecte în Republica Moldova sau în alte locuri din țară. Și lucrul acesta este extraordinar. La fel, am văzut câteva comunități din zona Spaniei și Portugaliei care au făcut activități în Luna pentru Viață. Români din Statele Unite, din Germania, din Franța, din alte țări s-au decis să sprijine Marșul pentru Viață. Asociația Tinerilor Ortodoxi din America a făcut o campanie online de fundraising prin care a încercat să sprijine tipărirea unor materiale pentru viață. La fel, o altă asociație, Sfânta Parascheva, din Statele Unite a încercat să facă același lucru. Practic, românii n-au stat cu mâinile în sân și această implicare nu s-a mărginit la granițele fizice ale țării, ci a implicat români de pretutindeni. Am mai zis și cu alte ocazii, cred că cel mai important proiect de țară pentru următorii 30 de ani este sprijinirea femeilor în criză de sarcină. E nevoie de cât mai multe centre, de cât mai multă implicare, de proiecte la firul ierbii. Desigur, știm cu toții, schimbările nu se fac pocnind din degete, dar e nevoie de implicarea cât mai multor oameni. Practic, suntem aici oameni și organizații, Asociația Studenți pentru Viață are ușile deschise pentru toți cei care sunt studenți, sunt tineri, vor să-și dedice timpul lor liber într-un mod cu folos și spre sprijinirea celorlalți. Asociația România pentru Viață este noul meu proiect după ce am terminat mandatul de la Studenți pentru Viață și vom încerca prin intermediul acestei asociații să mergem în cât mai multe localități, să facem prezentări, training-uri de formare, să atragem alături de noi profesioniști, oameni care să pună în slujba vieții cunoștințele și capacitățile lor. La fel, la Centrul de Consiliere Sfânta Alexandra Împărăteasa, mai nou vine câte un caz de criză de sarcină odată la două zile. Deci nevoia de implicare este destul de mare. Și ajutorul pe care îl oferă centrul, pe lângă consilierea psihologică și sprijinul emoțional, este și sprijinul concret, material, care în unele cazuri se poate întinde, 6 luni, un an sau poate mai mult. Și un ultim mesaj pe care aș vrea să vi-l transmit este că avem nevoie de implicarea fiecăruia dintre dumneavoastră. Se termină Gala pentru Viață, se termină Luna pentru Viață. Pe 28 martie 2020 ne vom vedea din nou la Marșul pentru Viață, dar Marșul pentru Viață este un fel de vârf al implicării noastre. În spate există multă muncă și o implicare de fiecare zi. E nevoie de multe lucruri de implicare, de lucru cu adolescenți, cu tineri. Și, desigur, e bine să așteptăm ca statul să schimbe lucrurile, ca instituțiile, ca altcineva să facă, dar credeți-mă că dacă lăsăm implicarea aceasta doar pe ceilalți și nu ne gândim la implicarea noastră personală, va fi foarte greu să se schimbe ceva cu adevărat în România și îi vom lipsi și pe alții de binele și de sprijinul de care au nevoie. Așa că nevoia de sprijin în România fiind atât de mare, eu vă încurajez să îndrăzniți să vă implicați. Mulțumesc tare mult! Mulțumim, Alexandra! Așadar, responsabilitate, decență, implicare sunt doar 3 cuvinte care s-ar potrivi lunii pentru viață. În acest an, despre toate acestea, de bună vestire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit în cuvântul său de învățătură. Îi adresăm un foarte mare și din inimă mulțumim. Totodată, Preafericitul Patriarh Daniel a vorbit despre rolul spiritual și despre rolul social al Marșului pentru Viață. Asta ne arată că suntem pe drumul cel bun, cu darul lui Dumnezeu. Ne exprimăm întreaga gratitudine pentru susținerea permanentă pe care Patriarhia Română ne-a arătat-o an la rând. Și nu uitați să rămânem împreună! Deși presa națională alege să ignore în cea mai mare parte tot ceea ce se întâmplă în Luna pentru Viață și chiar Marșul pentru Viață, în acest an, Trustul de Presă al Bisericii Ortodoxe Române
A realizat foarte multe materiale de o calitate excepțională despre întreaga lună pentru viață. De exemplu, agenția de știri Basilica a realizat în luna martie, pe lângă articole și interviuri memorabile, un fotoreportaj de la Marșul pentru Viață cu fotografii demne de premiul Pulitzer. Îl invităm pe domnul director Aurelian Iftimiu să primească mulțumirile noastre. Și pe domnul Sorin Ionițe, că este redactor. Prezent aici. Vreau doar să mulțumesc Asociației Studenți pentru Viață și tuturor celor implicați în susținerea Marșului pentru Viață și a Lunii pentru Viață. Noi suntem dedicați acestor demersuri și am încercat cu puținul nostru să înfrumusețăm mediul online și presa din România să aibă cumva participarea noastră, astfel încât să reflectăm frumoasele activități pe care le desfășoară Asociația Studenți pentru Viață, care îi suntem și noi recunoscători, pentru că sunt foarte multe cazuri susținute și neștiute. Felicitări și vă susținem în continuare! Mulțumim! La începutul lunii pentru viață, Eliza Maria Cloțea lansa invitația la Marșul pentru Viață printr-un clip. Poate că l-ați văzut în mediul online. Clip s-a mai făcut și în alți ani, dar acum am avut parte de o premieră absolută. Clipul a fost realizat de către o televiziune profesionistă, Trinitas TV. Cine ar fi curios să afle peste 100 de ani, să zicem, cum a fost luna pentru viață 2019, ar putea să caute atât știrile din jurnalele Trinitas, cât și seria de reportaje secvențe Trinitas sau alte emisiuni de colecție dedicate lunii pentru viață. O invităm pe Raluca Mihalache să ridice diploma dedicată televiziunii Trinitas. Asta chiar este o onoare. Mulțumim frumos. Mulțumesc, Alexandra, că iată ne ieșim de atâția ani și cred că dacă nu erai tu, noi nu eram aici. Și iată, în 600 de orașe oamenii au susținut viața, deși e destul de ciudat să susții viața, nu? Că viața e ceva firesc, e cel mai normal lucru din lume. Că, normal, că dacă nu era viață, nu era nimeni aici. A devenit deja o tradiție ca noi la Trinitas TV să, în luna martie, să promovăm viața, așa că mulțumim că ne-ați inspirat. Mulțumiri, Raluca Mihalache, mulțumiri, Trinitas TV. Radio Trinitas este, cred, singurul post românesc care funcționează cu o precizie elvețiană. De ce spun asta? Pentru că în luna pentru viață a dovedit acest lucru prin emisiunile dedicate zi de zi, săptămână de săptămână, lunii pentru viață. Mă gândesc acum la emisiunile cotidiene Unic din prima secundă ale Dianei Parizianu, la emisiunea săptămânală Bucuria Poveștilor, prezentată de Adriana Ene și la altele asemenea. Mulțumim și felicitări Radio Trinitas și o invit pe Diana Parizianu în fața dumneavoastră. Așa e, într-adevăr, Radio Trinitas a fost foarte activ în luna martie. A fost unic din prima secundă, de luni până vineri, o rubrică de 4 minute pe care o puteți asculta și pe site, pentru cei care încă nu ați ascultat-o și din care am învățat, cred că fiecare dintre noi, ce înseamnă să susținem viața, ce înseamnă să încurajăm oamenii să aibă copii, ce înseamnă păcatul greu al avortului și ce înseamnă să ne bucurăm de darul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Și eu sunt o mamă de 3 copii și fac o emisiune de 5 ani la Radio Trinitas, Viața de Familie, iar începând din luna martie, Alexandra Nadane va avea o rubrică în cadrul emisiunii mele, pe care o veți putea asculta în fiecare vineri și, bineînțeles, și pe site-ul radiotrinitas.ro. Să vă ajute Dumnezeu, să aveți putere să munciți și, bineînțeles, să reușim cu toții să ne unim și să mergem pe calea pe care o știm cu toții, calea cea adevărată.
Mulțumim, Diana Parizianu. Eu chiar vreau să mulțumesc în mod special Radio Trinitas, pentru că eu am foarte mari emoții să vorbesc în public și aveam mult mai mari înainte. Și mergând la Diana Parizianu, mergând la toți cei care m-au invitat de la Trinitas să vorbesc, la început ieșeam de acolo plângând, mândeam că a fost un dezastru, mândeam, Doamne, cum se ascultă ceva la radio, ceva ce spun eu. Și întreaga echipă și, bineînțeles, și de la Trinitas TV, că și acolo am apărut în public, mereu au fost plini de încurajare, plini de încredere, va fi bine, suntem alături de tine și te încurajăm. Eu am trecut printr-o criză de radio, vă zic, plecam de acolo și mă gândeam, eu nu mai pot să apar niciodată la radio. Dar au fost extraordinar și le mulțumesc din suflet. Mulțumesc, Eliza. Asta este. În acest an am avut și susținerea curajoasă a primului cotidian creștin din România, Ziarul Lumina. Acțiunile desfășurate în Luna pentru Viață, în București și în toată țara, au fost prezentate în paginile acestei publicații. Doamna Gabriela Zamora, mulțumim! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim întreaga redacție, inclusiv și Ștefana Totorcea, că ea a fost autoarea articolelor publicate în ziarul nostru și știu că este foarte implicată în activitatea voastră. Vreau să subliniez doar atât că meritul este al vostru. Ziarul Lumina nu face decât să consemneze ceea ce întrepuneți voi cu atâta dăruire și, într-adevăr, sunteți reale modele pentru tineri și ar fi bine ca tot mai mult să vină să se implice și să vă ajute în ceea ce faceți. Este excepțional, este un lucru minunat. Da. Mulțumesc, Gabriela Zamora. Adolescenții, tinerii și familiile tinere cu copii au reprezentat peste 60% din participanții la Marșul pentru Viață. O parte dintre voluntarii care au ajutat la organizarea marșului au venit alături de noi datorită sectorului de învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care încurajează tinerii și organizațiile de tineri să susțină viața. Invităm aici pe Mihai Gropnicu și pe Cristina Rusu, cred că sunt în sală. Să încurajăm pe aplauze. Mulțumesc frumos pentru diplomă și trebuie să mulțumesc Asociației Studenți pentru Viață, pentru că nu știu cum reușesc, nu doar în luna martie, ci de fiecare dată când avem acțiuni împreună să ne scoată pe noi doi din rutina birocrațiilor ecleziastice. Aceeași rutină care anul acesta, trebuie să vă mărturisesc, era cât pe ce să mă facă să uit că sâmbătă este Marșul pentru Viață, numai că cumva Dumnezeu a lucrat prin acest copil și fix cu o seară înainte de marș mi-a cerut să-i povestesc, să-i citesc de fapt din cartea Bebe, o poveste din burtică. N-a fost cartea ei preferată, dar fix în acea seară ne-a cerut să-i o citim de vreo 2-3 ori și așa a dormit cu ea în brațe. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Mulțumesc. Hai, dai drum. Mulțumim și noi. Viața este binele, dar și răul. Viața este o notă de 10 la mate. Viața este ca o brânză mucegăită care miroase ciudat, dar care este foarte bună. Viața este îmbrățișarea dulce a surorii mele. Viața este un dar de la Dumnezeu exprimat prin mama. Viața este din inima lui Dumnezeu. Dacă priviți atenți în jur, găsiți aceste gânduri în expoziția din sală. Sunt ale copiilor din clasa a 5-a Principesa Mărioara de la Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu din București. Tot lor le aparțin unele lucrări din expoziția de colaje. Această expoziție mai cuprinde și alte creații realizate de copiii din parohia Sfinții Chiril și Metodiu. Multe dintre ele au fost inspirate tocmai de cartea Veronica Iani, Bebe, o poveste din burtică. Revenind însă la copiii și la Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu, aș vrea să o felicităm pe doamna directoare Mona Șerbănescu pentru faptul că le insuflă constant copiilor, profesorilor și părinților valorile pro-viață. Nu o văd pe madame prin sală, dar
În această sală sunt și colegii mei de la Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu, cărora le mulțumesc că au venit. Ramona, te invit alături de mine. Mulțumesc foarte mult în numele doamnei Șerbănescu. Sunt convinsă că are un motiv bine întemeiat pentru care nu este aici și o să-i transmit toate urările de bine. Mulțumim. Copiii de la Liceul Pedagogic Anastasia Popescu și din parohia de la agronomie au ales să-și exprime recunoștința pentru darul vieții prin cuvinte, prin culoare, prin desene. Copiii de la Centrul de zi Sfânta Mucenițe Sofia al Patriarhiei Române au făcut același lucru prin cântec în cadrul concertului Darul Vieții. O invit în fața dumneavoastră pe doamna Laura Irimia. Mulțumim frumos! Vă invit să îl cunoașteți pe Matei Dobrovie, dacă nu l-ați cunoscut până acum, deputat independent, activ în cadrul grupului PNL. Este unul dintre foarte puțini oameni politici români care și-au asumat public, de ani buni, fără echivoc, un demers pro-viață și pro-familie. Felicitări, Matei Dobrovie! Vă mulțumesc din suflet. Trebuie să mărturisesc că sunt foarte, foarte emoționat. Deși la Marșul pentru Viață m-am simțit ca acasă. M-am simțit printre voi atât de bine, cu atâția prieteni lângă mine, încât nimic nu era mai firesc, nimic nu era mai natural și mai frumos. Cu atâția copii, cu atâția părinți, cu atâția femei. Și ce vreau să vă spun este că am avut plăcerea de a susține acest marș dinainte de a fi în politică. Din momentul în care eram jurnalist, am scris despre Marșul pentru Viață, am scris despre Alexandra Nadane și m-a impresionat tăria de caracter de care a dat dovadă, faptul că a mers înainte cu acest eveniment care, iată, s-a răspândit, s-a extins și în Republica Moldova și în România, de fapt tot România este, în ambele părțile României și în România de Est, ca să spun așa, revenind din partea politică, ce pot să vă spun? Pot să vă dau o veste bună. Insistența Alexandrei Nadane împreună cu eforturile mele modeste de a pune pe agenda acest subiect, și anume centrele de criză de sarcină specializate pe acest subiect, au fost ridicate pentru prima oară către Ministerul Muncii. Am făcut o interpelare la care mi s-a răspuns că este posibil ca în cor să fie introdusă ocupația de consilier pentru criză de sarcină. Și cred că Alexandra Nadane și Eliza și ceilalți au tăria și vor avea priceperea ca să transforme acest vis în realitate. De ce spun asta? Pentru că instituțiile sunt greoaie, după cum știți, dar oamenii cu suflet fac de multe ori mult mai mult decât aceste instituții. Și am văzut cât suflet au pus și cred că ele pot să facă mai mult. Și pot să transforme această revendicare pe care au avut-o la fiecare marș în ceea ce înseamnă centre specializate pentru criză de sarcină, să existe această denumire și să existe consilieri speciali pentru criză de sarcină, specializați pe așa ceva. De ce este important acest lucru? Pentru că în momentul de față nu avem reglementată, după atâția ani, deși România se confruntă cu o criză demografică enormă, se confruntă, după cum știți, cu pierderea unei întregi populații. Din 1960 încoace am pierdut practic vreo 23 de milioane de oameni prin avorturi. Este... Dincolo de aceste cifre îngrozitoare, avem însă speranța că lucrurile se vor schimba cu această generație minunată pentru viață care este alături de noi. Și opera pe care au început-o Alexandra Nadane și Eliza Cloțea, sunt sigur că o veți continua cu toții. Implicarea fiecăruia este extrem de importantă și cred că, dincolo de barierele legislative care încă mai există, vom putea împreună să transformăm aceste centre într-o realitate atât de necesară. Vă mulțumesc și vreau să
Le mulțumesc în primul rând Alexandre Nadane și Elizei și tuturor celor care s-au implicat pentru Marșul pentru Viață de atâta ani, de atâția ani, pentru tot ce au făcut și să le asigur de toată susținerea mea, atâta cât voi putea, voi susține viața și voi susține familia așa cum a fost lăsată ea de la Dumnezeu. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Într-adevăr, crește alături de noi o generație pentru viață. V-am spus despre elevii de la Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu și doamna Mona Șerbănescu se află alături de noi. Dacă dorește, o invit alături de mine. Mulțumesc, madam! Florile sunt pentru copiii care au realizat aceste minunate colaje. Mulțumesc mult! E chiar neașteptat! Din punctul meu de vedere, ce se întâmplă în seara asta este surpriza anului și cred că se vor construi mai multe lucruri de atât de frumoase ca cel din seara asta, pentru că mi-aduceam aminte azi dimineață cum am cunoscut-o pe Alexandra. Acum 4 sau 5 ani, cu un grup mic de studenți, împreună cu doamna Silvia Radu, la o expoziție pe care a găzduit-o liceul nostru, care atunci era încă școală generală, și faptul că ea a crescut atât de frumos este speranța tuturor, cred că. Mulțumesc mult, mult, mult de tot, pentru că, în adevăr, ne nădăjduim și este foarte bine. Mulțumesc încă o dată! Mulțumim! Evenimentele din această lună s-au reflectat în articole și în emisiune ale unor jurnaliști de valoare, pentru care valorile pro-viață și nu numai, și adevărul contează înainte de toate. Cine sunt aceștia? Rafael Udriște, de la Universul Credinței. Îl invit pe domnul Rafael Udriște, dacă se află în sală, în fața dumneavoastră. Cătălin Sturza, de pe blogurile Adevărul. Mihai Șomănescu, Active News. Diana Parizianu, Radio Trinitas. Gabriela Zamora, ziarul Lumina. Ștefana Totorcea, ziarul Lumina. Raluca Mihalache, Trinitas TV, care va realiza și o ediție specială Sevențe Trinitas despre gală și despre piesa de teatru din această seară. Pe jurnaliștii din fața dumneavoastră am să îi întreb un lucru și îi provoc să răspundă la întrebarea mea în fix 60 de secunde, adică într-un minut. Stimați jurnaliști, vă rog să spuneți ce are specific Luna pentru Viață între manifestările publice de care avem parte de-a lungul unui an. Cine răspunde primul? În ce ordine? Ce are specific? În primul rând că există și ceea ce cred că este o premieră, Cătălin Sturza sunt. Bună seara! Aș spune că încă nu vedem aceste teme reflectate în presa mainstream și am văzut cum a tratat, de exemplu, o televiziune, așa zisă mainstream, ProTV-ul, Marșul pentru Viață din București, boicotându-l și ignorându-l cu desăvârșire, în timp ce proteste mult mai mici de 200-300 de oameni, poate 500, se bucură de o mare atenție în mod constant. 3.000 de oameni care mărșăluiesc prin București sunt ignorați, an de an, dar cu toate astea aș spune că aceste teme sunt foarte aproape să intre în mainstream și faptul că le vedem deja pe site-uri altele decât cele ale bisericii sau site-uri creștine, cred că este un lucru foarte, foarte important și mulțumesc cu ocazia asta și celor de la Știri pe Surse și celor de la Platforma Adevărul pentru că au găzduit texte pro-life despre Marșul pentru Viață și nu numai. Mulțumesc! Ștefana Totorcea. Luna pentru Viață mă duce cu gândul la acel slogan pe care l-au colegii de la Bazilica, de la Agenția de Știri, Binele de Știut. Este despre mame și despre copii.
vă îndemn pe toți să organizați în luna martie o mică activitate prin care să omagiați mamele și să promovați bucuria pe care o reprezintă copiii în viața noastră. Poate fi un mic atelier de lectură cu prietenii de familie, lectură pro-viață. Cărțile Veronica Iani le găsiți pe veronicastories.ro și sunt foarte educative pentru întreaga familie. Asta este Luna pentru Viață. Luna pentru Viață e binele de știut, este promovarea lucrurilor smerite, ascunse, care trebuie transformate, așa cum spune și Cătălin, în mainstream. Să le aducem un pic în lumină pentru a le promova. Înainte de a da microfonul mai departe, îl invităm și pe domnul Mihnea Pădurau, care este fotograf la Ziarul Lumina, să-și lasă un pic misiunea să vină aici în față, că îl primim și pe dumnealui. Doamna Gabriela Zamora. Pentru mine, Luna pentru Viață mă duce cu gândul la un singur cuvânt, și anume comuniune. Unire, exact cum ați spus. Fără a da viață, n-am existat niciunul dintre noi, deci cel mai lucru esențial este acela de a da viață și deci de a fi împreună și a sărbători viața. Mulțumim. Raluca Mihalache. Cred că elementul specific al lunii martie este viața. Nu e așa? Că doar e luna pentru viață. Personal am fost șocată când am aflat că în ultimii 60 de ani au murit 23 de milioane de copii. Adică o Românie nu s-a născut. Și atunci am decis, o să promovăm viața cât de bine vom putea. Iar la secvenția Trinitas, emisiunea pe care o realizez alături de colega mea, Camelia Capitanu, care tocmai a intrat în concediu de maternitate, deci la noi e într-adevăr o redacție pentru viață, am realizat luna aceasta materiale pro-viață, evident. Am descoperit mame extraordinare. O văd pe Monica Radu, care am filmat într-o sâmbătă seară. Cred că am și deranjat-o, că am stat prea mult la ea acasă. Mama, 3 copii în scaunul rulant. Deci este o femeie de nota 10. Doamna Ozana Barabancecă, și ea e aici. Și despre ea am filmat. Raluca Blejușcă. Oricum, toate poveștile acestea extraordinare despre mame extraordinare care s-au confruntat la un moment dat cu o criză de sarcină, desigur le puteți vedea pe YouTube, pe canalul nostru, pe secvențe Trinitas. Dar eu propun, cum spuneau și colegii mei, să nu ne oprim aici, să promovăm viața în continuare, că este datoria noastră până la urmă și suntem formatori de opinie, chiar dacă suntem la trusul de presă al Patriarhiei Române, vorbesc în cazul meu. Avem totuși o voce, așa că hai să se nască cât mai mulți copii. Mulțumim, Raluca Mihalache. Mulțumim, stimați jurnaliști. Eu aș mai adresa o rugăminte tuturor. Purtați gândul că este nevoie de mărturii despre criza de sarcină și de atenție la cei din jur, la poveștile lor de viață, la ce se petrece cu ei. Pentru că dacă vom avea gândul ăsta, poveștile vor veni către noi și vom putea să facem auzit glasul celor care nu se aude și problematica aceasta despre care nu se vorbește. Putem face lucrul ăsta, numai să ne dorim. Și eu aș vrea să mai adresez o mulțumire cuiva care nu știu dacă se află aici, dar care cu siguranță a contribuit foarte mult și anul acesta la Luna pentru Viață și Marșul pentru Viață. E vorba de domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, și mâine seară vom avea o emisiune în care, într-o mare parte din timp, vom acoperi exact tema Marșului pentru Viață, de la ora 21 la Trinitas TV, în emisiunea domnului Vasile Bănescu. Deci multe, multe mulțumiri pentru curaj și urmărirea sistematică a acestei teme. Mulțumim și noi. Da, este nevoie de mărturii pentru viață și este nevoie și de povești. Pe unele dintre acestea le-ați aflat dacă ați participat la Marșul pentru Viață din București. Se află alături de noi mulți dintre cei care ne-au împărtășit poveștile și îi rog, insist, să vină încă o dată în fața dumneavoastră. Și anume, Georgeta Bucur, președintele Asociației Down Plus București, mama unui copil cu sindrom Down. Monica Radu. O invit aici pe Monica Radu. Femeia care din scaunul rulant muncește și crește 3 copii. Și care la Marșul pentru Viață a avut o mărturie impresionantă. Ați văzut-o și în reportajul de la începutul galei.
Ne-au mai spus poveștile lor. Lavinia Stan, trainer, coach, mamă pentru prima dată în studenție, mamă a 6 copii. Liviu Mihăileanu, președintele Alianței România fără orfani. El și soția lui Mirela au adoptat 2 copii și s-au dedicat recuperării fizice și emoționale a copiilor instituționalizați. Ozana Barabancea, artist, o femeie curajoasă, care, în criza de... care, așa cum deja cred că știți, în criza de sarcină, a spus da vieții fiicei sale Gloria. Ivona Boitan, regizoare pro-viață. Ivona. Dorin Popa, directorul medical al clinicii PhysioHealth, kinetoterapeut din studenție, sprijină copiii cu dizabilități și spune că aceștia i-au schimbat viața. Îi invit pe fiecare să spună un gând, unul singur, la finalul lunii pentru viață. Din partea Alianței România fără orfani, știu că este cineva. Sunteți dumneavoastră. Okay. Vă mulțumim foarte mult pentru ocazia de a fi aici și a ne putea alătura cauzei unic pentru viață. Credem că viața este unică din prima secundă și susținem familia și credem că locul cel mai bun pentru un copil și visul favorit al fiecărui copil este familia. Mulțumim! Mulțumesc, Alexandra! Mulțumesc că mi-ai deschis ochii spre ceva ce n-am făcut niciodată. Până acum am susținut și o să susțin în continuare copiii cu sindrom Down. Dar pe parcursul marșului pentru viață mi-am dat seama că din punct de vedere medical și al recuperării medicale pot să susțin un proiect începând de la firul ierbii, așa cum a zis Alexandra, susținând și sprijinind femeile în criză de sarcină din punct de vedere medical atunci când apar dureri. Vă mulțumesc! Mulțumim, Monica Radu! Poate că nu o să fie doar un cuvânt, voiam să vă povestesc și eu cum am cunoscut-o pe Alexandra Nădane, pentru că am avut parte de încă o minune. În toamnă, în septembrie, cred, am auzit-o de 2 ori la Radio Trinitas, într-un interviu care se lua legat de un eveniment pe care îl organizase și mi s-a părut atât de impresionant ceea ce face și felul în care pune suflet în implicare, încât am zis, trebuie să o cunosc, trebuie să facem ceva împreună, pentru că cred că mi-aș găsi cumva locul lângă ea. Așa încât când, acum 3-4 săptămâni, dimineața, când am deschis Facebook-ul și aveam un mesaj de la Alexandra, mi s-a părut absolut firesc. Și am zis, Doamne, mulțumesc, înseamnă că am înțeles corect rostul meu, pentru că la un moment dat am zis, dacă mă definește ceva pe lumea asta, este faptul că sunt o persoană într-un fotoliu rulant care are 3 copii. Atât. Nu contează ce am studiat sau ceea ce fac, ci faptul că în situația asta am 3 copii. Și mulțumesc mult Alexandrei pentru că, într-un fel, m-a adus unde cred că o să pot să fac rostul meu. Mulțumesc. Mulțumim, Monica Radu. Ozana Barabancea. Un gând. N-aș fi crezut vreodată că povestea mea de viață și a Gloriei poate să devină atât de importantă. Și totuși mă bucur nespus că putem da un exemplu bun, pro-viață, și vă asigur de susținerea mea și de ajutorul meu, indiferent dacă sunt fără de contract cu vreo televiziune sau sunt în contract, eu vă voi sprijini. Felicitări pentru curaj. Ivona Boitan. Trăim într-o lume în care firescul trebuie susținut, trebuie să milităm pentru firesc și pentru mine luna martie este luna firescului și mi-aș dori să avem nu doar o lună de firesc, să avem un an întreg de firesc. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Ivona Boitan!
Le suntem recunoscători și organizațiilor care au sprijinit Luna pentru Viață 2019 și Marșul pentru Viață Unic din prima secundă. Care ar fi acestea? Pegas Triathlon Club și Tudor Buțu, președinte, organizatorul crossului pentru viață de la București, cross care a avut un număr record de participanți, peste 400 de adulți și peste 400 de copii. La anul particip și eu la crossul pentru viață. Și am zis că o să alerg la anul. Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, Dan Prună, coordonator. Asociația Studenților Creștini Ortodoși Români din București, Andreea Gheorma, președintă. Asociația Studenților Teologi Ortodoxi, Ioan Strezoiu, președinte. Și Prodocens Media, organizație reprezentată și coordonată de Cătălin Vasile. Mulțumim! Aș vrea să vă rog să spuneți o frază, una singură, despre motivul care v-a făcut să vă implicați în Luna pentru Viață. Am să vă sochez cu titlul, cu un comentariu la titlul pe care îl vedeți pe ecran. Este atât de ciudat ca în secolul 21, astăzi, să stăm și să ne minunăm că sunt o mulțime de oameni care suntem așa uniți pentru a promova ceea ce ar trebui promovat de toată lumea, de toată România. Aș pune acolo harta României, un lucru atât de normal să ajungem ca o mână de oameni aici în față și dumneavoastră din sală să facem efortul și să ne străduim, să promovăm ceea ce practic prin definiția noastră ca ființă umană ar trebui să o facem. Trăim vremuri tulburi și eu împreună cu organizația, cu Protocens Media, ne-am asumat acest lucru de a promova viața. Sloganul nostru, nu știu dacă îl știți, este pentru cuvânt, pentru viață. N-am știut că vom face lucrul acesta, dar să știți că așa s-a întâmplat. Începând cu 2016, suntem alături de Alexandra, suntem alături de Studenți pentru Viață și de tot ce înseamnă activitate de promovare vieții, din prima secundă până la moarte naturală. Dan Prună. Ceea ce ne-a determinat să ne alăturăm de acestui marș și acestor activități pentru viață sunt copiii care nu se nasc, copii care ar putea să facă adevărate minuni pentru noi toți. Și îi felicit pe acești oameni minunați care fac lucruri minunate. Tudor Buțu. Bună seara! Mulțumesc frumos! Alexandra, Eliza, mulțumesc lui Dumnezeu pentru sprijinul pe care îl simt de fiecare dată când mă implic în organizarea crossului pentru viață. Mulțumesc tuturor voluntarilor care sunt alături de mine în organizarea crossului și care, fără de care organizarea unui eveniment este imposibilă, mai ales a unui cross în parcul Iore. Și mă bucur că am avut sprijinul Radio Trinitas, Televiziunea Trinitas, Ziarul Lumina, Agenția de Știri Bazilica, care au promovat evenimentul din timp și, din punctul meu de vedere, acest lucru a contribuit foarte mult la creșterea numărului participanților din acest an. Mulțumesc și Dan Prună, lui Dan Prună și a voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Am avut o colaborare foarte bună. Ce vă să spun, aș putea continua, dar în primul rând, sau nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc soției care a fost îngăduitoare cu mine în perioada dinainte organizării evenimentului, mai ales că acum este însărcinată și ar fi trebuit să mă dedic mai mult. Multe felicitări! Mulțumesc! Și Iosefinei mulțumesc pentru că m-a sprijinit, mi-a dat idei bune în organizarea crossului copiilor și vrea să spună și ea un cuvânt pentru voi toți, pentru ediția următoare. Vino și tu! Vino și tu! Mulțumesc! Mulțumim! Andreea Gheorma! Bună seara! Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră în această seară.
La studenții din ASCOR am observat foarte mult entuziasm și foarte multă dedicare în raport cu activitățile pro-viață, ceea ce este un lucru încurajator. Se observă cum încet, încet se formează o generație pentru viață, o generație care a conștientizat importanța apărării celui mai mare dar oferit de Dumnezeu, și anume viața. Doresc să le felicit pe Alexandra și Eliza. Vă suntem în continuare alături și vă mulțumim. Mulțumim și noi. Eu vreau să îi mulțumesc din suflet Andrei, pentru că ASCOR-ul, chiar ASCOR-ul, a fost de fiecare dată acolo cu voluntari. Sunt niște oameni minunați care mai vin și la noi, merg pe la ASCOR, fac o treabă extraordinară. Sunt mulți oameni care răspund prompt cererii noastre, sunt tineri, de aia îi simt așa apropiați, prietenii mei foarte dragi, pentru că sunt alături de noi și ne completează atunci când noi la Studenți pentru Viață poate nu suntem suficienți, ei spun da și, Andreea, îți mulțumim din tot sufletul. Cu drag, vom fi în continuare alături. Mulțumim. Știți, nu cred că vi s-a spus la început că în seara asta există niște surprize și o primă surpriză se întâmplă acum. Este să invit lângă mine niște oameni fără a căror implicare nici Marșul pentru Viață, nici Luna pentru Viață n-ar fi fost posibile. Au fost oamenii poate din spate, chiar dacă unii mai sunt așa și în față și îi cunoașteți. Încep cu Veronica Iani, fără a cărei implicare toate aceste desene frumoase și tot ce înseamnă pancarte și mesaje nu ar fi fost posibile. Bun. Veronica își transmite mesajele prin cărțile pe care le scrie și pe care le găsiți pe site-ul ei și pe măsuța de la intrare. Dacă este în sală, domnul Mădălin Merca a fost șef coordonator la materiale. Tot ce înseamnă distribuția materialelor în țară, împreună cu Veronica Iani, el a fost. Bună desfășurare a Marșului pentru Viață din punct de vedere al ordinii publice se datorează lui Cristi Iordache, nu știu dacă este aici. Okay. Și nu în ultimul rând, un om care a făcut foarte multe lucruri în ultimul timp pentru implicarea pro-viață și a avut o mărturie extraordinar de curajoasă și în Parlamentul European, Adelina Frunea. Surprizele sunt surprize. Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Amânăm puțin punctul culminant al galei, când îi voi invita în fața dumneavoastră pe toți voluntarii pentru un alt moment surpriză, în care celebrăm o persoană specială. O tânără studentă care va deveni medic. Un medic în care poți avea încredere din moment ce 1. Deja și-a asumat public un crez. Apărarea vieții. 2. Are spirit managerial, întrucât conduce o asociație studențească și a coordonat peste 100 de voluntari în Luna pentru Viață. Este vorba de Eliza Maria Cloțea, care pe 4 aprilie își sărbătorește ziua de naștere. Noi îi spunem în avans la mulți ani și o anunțăm că felicitările, masa, dansul și tortul vor fi după gală. La mulți ani, Eliza! Mulțumim. Chiar nu știam nimic și mulțumesc! Și mai există un moment special, iar pentru acesta am nevoie de ajutorul lui Denis. O felicităm pe Alexandra Nadane și îi mulțumim pentru toată implicarea ei în Luna pentru Viață. Eu vă mulțumesc, dar știți că cam toată implicarea se datorează oamenilor, așa cum ați zis, în multe localități din România și Republica Moldova, unde implicarea și toate reușitele și rezultatele au apărut datorită implicării oamenilor, așa încât mare parte din ce ni se întâmplă nouă, cu toate că poate ne-ați auzit numele de mai multe ori în seara asta, nu e despre noi,
E despre acei copii care au nevoie de șansa de a se naște, despre femeile în crize de sarcină care au nevoie să fie sprijinite și despre implicarea și tot ce reușiți dumneavoastră să faceți pentru viață în tot timpul anului. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, Alexandra! Iar acum le mulțumim și celor peste 100 de voluntari care s-au implicat în organizarea Marșului pentru Viață Unic din prima secundă și în organizarea Lunii pentru Viață 2019. Așa cum a spus și Alexandra, ei, în primul rând, au făcut din Luna pentru Viață o lună memorabilă și plină de sens. Înainte de a invita pe toți pe scenă, în fața dumneavoastră, vă anunț că vor urma 15 minute de pauză, în care puteți să vă bucurați de expoziția Pentru Viață, realizată de copii. Și vă mai anunț, sau vă mai amintesc, că veți urmări în partea a doua a Galei Susținătorilor Vieții premiera piesei de teatru În loc de discurs, scrisă și regizată de Ivona Boitan. Iar acum îi invit în fața dumneavoastră pe toți voluntarii. Insist să se ridice de pe scaune și să vină în fața dumneavoastră. Exact, cine nu vine, îl strigăm, pentru că am aici o listă cu peste 100 de voluntari. Vă știu și dacă nu vă urcați, vă strig. Și invit să urce pe scenă. Exact. Implicarea lor a însemnat tot ceea ce s-a văzut, marșul, crosul, toate acțiunile din Luna pentru Viață nu au fost posibile fără ei. Pentru că nu urcă și ei pe scenă, o să-i strig eu. Mircea Georgescu, Andrei Dan, Adi Brescan, haideți, haideți, și rândul acolo, Cristina Mirea, toată lumea, haideți. Felicitări voluntarilor!